Haideți să trecem la animale, la numele lor mai exact. Vă rugați să ne dați mesaj, acum deschidem și liniile telefonice și să ne spuneți cum îl cheamă pe animăluțul din dotare și de ce i-a spus numele ăsta. Bă, văd la numele de animale, băi, ca la oameni. Uite cum la oameni, cel mai întâlnit nume, uite, e Ion, cum era înainte, Gheorghe și așa mai departe. Da. Mereu când sunt sărbători, vedem știre. Peste 5 milioane de români sărbătoriți astăzi. Așa erau pe vremuri, erau limitate numele la animale, la câini. Adică? Adică majoritatea erau lăbuș, grivei, azor sau patrocle. Bobiți. Și patrocle. Și patrocle, că e de la Lizuca. Acum orizontul e nelimitat. Exact ca la copii. Acum cu Sofia, cu tot felul de nume din astea. Cățelușa mea o cheamă Scorburică din cauza că nu răspunde la niciun nume și într-o zi am înjurat-o, i-am zis Scorbura mamii ei, a ciulit urechile și de atunci a rămas numele Scorburică. Scorburică, a prins azi o rândunică. Pe iepurașul nostru îl cheamă Fric. Pentru că l-am luat când îi citea soția mea poeziile lui Flic. Îi citea, acum nu mai citești. Pe cățelul meu îl cheamă Jimmy, așa a vrut fata mea să-l cheme și așa l-a chemat. Motanul meu Mocio e pufos și îi place să te vedească, deci parchetul nu mai trebuie măturat, șterge el tot praful. Ah, foarte tare, îi bagi un băț în fund și îl faci mop. Da, exact. Eugen, am un cățel pe nume Tina, care vine de la numele fiicei noastre, Cristina. Bleguș, numele spune tot. Bleguș. Bleguș, animăluț de pluș. Alo, bună dimineața. Alo. Ia spune-ne, care e numele animăluțului și de ce ai pus numele ăsta? Pe câinele meu îl cheamă Simplu. Simplu? Simplu? Da. Dar de ce ai pus numele Simplu? De când asculta trupa Simplu. L-am numit împreună cu soțul meu acum 4 ani când ne-am întâlnit. Da. Eram la un picnic și a venit așa intrat la noi. Era drăguț, dar era și Simplu în același timp. Cine era drăguț? Cățelul? Cățelul, domnule. Ah. Cățelul. Și nu putea să-l cheme Drăguț, îl cheamă Simplu. Dar de ce nu ai pus două nume? Simplu, Drăguț. Nu, e Drăguț în familie. Bun, e bun. Bun, deci, mulțumim frumos. Simplu, și dacă aveți pisică, dacă pe câine îl cheamă Simplu, pisică să o cheme Complicat. Complicated. Probabil, complicat. Mulțumim frumos. Bună dimineața. Bună dimineața. Pe animă îl cheamă Papi. Papi? Bun. Papi, și vă spun și de unde, de la serialul Numai Iubirea, unde fetița lui Alexandru Papadopoul îl numea, îl striga Papi. Mamă, da, spune-ne, cățelul tău e de pe vremea serialului, adică a supraviețuit? Cățelușii, am spus. Cățelușii a supraviețuit? Adică serialului? Trăiește de atunci? Nu, am avut nenumărate. Da, numele a rămas. Bun, eu am doi căței, mascul și femele, detalii mică, pe care îi cheamă Max și Laica. Inițial am vrut să le spun Gina și Pistol, dar nu au fost de acord membrii familiei. Salutare, ia zinele. Salut, uite, pe pisica mea o chemă Daciana, pentru că am găsit-o sub o dace. Bine că n-ai găsit-o sub Mercedes. Sau bine că n-ai găsit-o sub Ponta. Era bine să fii găsit sub un Mersan. Mercedes? Corect. Daciana. Daciana, da, foarte frumos numele. Bravo! Bună dimineața! Neața. Sărbuna, doamnă, ia ziceți, cum îl cheamă pe animăluț și de ce i-a spus numele? Pe pisică o cheamă Tilica mai nou. Tilica? Dar a început cu Isis. Era un pisoi care mușca în toate direcțiile. Isis e nume de câine, chiar cunosc un câine Isis, da, Isis, da. Mare, mare. Și era un terorist. Dar la ce vârstă i-a schimbat numele? Când s-a mai cumințit? După un an de zile l-am schimbat. Că toată lumea ne zicea că e sună cam oribil Isis. Și l-am schimbat. Citiți invers, doamnă, Sisi. Și e deja e alt nume. Bună dimineața, Raluca din prelungirea Ghencea. Pe pisica mea o cheamă Soprana, fiindcă atunci când îi dădeam o bucată de carne făcea ca toate alea, da, eu iată, nu-ți putea imagina, da. Corect? Alo? 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 Ia ziceți, cum îl cheamă pe animăluț și de ce? Pe pisicuța noastră o cheamă Cleo, pentru că s-a născut pe 10 mai, de ziua regelui. Și am zis să-i pune Cleopatra, să fie sau regină. Am înțeles. Vezi? Da, putea să-i puneți Mihaela în numele... Și Mihaela, dar ne-am gândit așa să fie. Sau Elisabeta, da, cu nume royal. sau Margareta, deci puteam. Bine, mulțumim frumos. Neața, pe-al meu, unul din el îl cheamă Zarzavat, pentru că după ce l-a adus pisica de pe undeva, s-a băgat primul lucru un zarzavat și are toate culorile posibile. Așa? Iar pe celălalt îl cheamă Iliuță, pentru că e pisica Ilincăi.
Aha. Și pe unul avem un, se numește Zgârcitu, pentru că niciodată nu împarte cu nimeni nimic, adică fură și de la restul. Bună dimineața! Noi avem patru pisicuțe. Da. Începem cu cel mai mare, care îl cheamă Fluffy Joe Minion Dream. Nu, stați, ce-ar Dickens? Cum îl cheamă, doamnă? Pe aripile vântului, ce-a zis acolo, că n-am auzit. Cum îl cheamă? Fluffy Joe Minion Dream. Doamne, și îl strigați? Cât îl durează? Îl strigăm Puffy. Ah, deci vezi, îl treagă Puffy, dar i-a pus un nume de zici că... Nu Puffy, Fufi. Ah, Fufi, da. Fluffy Jones. Fufi. Million Dreams. Dar eu nu vedeți care ce nume, la da. De la Sophisticat. Da, da, foarte... da. Sophisticat merge. Stai că am un mesaj, domn Popescu. Da. Deci, în primul rând, pe Facebook aveți cartonaș pus de Iosif unde puteți da, să... Da, m-am mai zis asta, zi mesajul. Lasă... Și mesajul, fii atent, de la da. Nicolae Pătrașcu pe Facebook, zice am doi motănei albi frumoși și haioși, Popică și Flic. Unul mai grăsuț, vorbesc serios, Popică și Flic, unul mai grăsuț, nu râde că nu-i de râs. Lasă-mă să termin. Așa. Deci, doi motănei albi frumoși și haioși, Popică da. Și Flic. Unul da. Mai grăsuț, altul mai slăvuț. Motiv pentru care i-am botezat așa. Din păcate, așa. Popică a plecat. A rămas Flic, credinciosul familiei. Eh, iată, ceea ce era de demonstrat a fost demonstrat. Robert, mi se pare mie că râs cu poftă, mai ales la plecarea lui Popică. Dar întrebarea, Popică. Unde a plecat Popică? Într-o lume mai bună sau spre o viață mai bună? S-a dus Popică după altă pisică, deși nu înțeleg. A rămas cu Flic, flocoșenia familiei, credinciosul casei. Brav. Uite, ne scrie cineva, cățelul nostru, pe cățelul nostru îl cheamă Șpriț. N-am înțeles de ce. Nici nu vreau. L-au găsit în față la Ritz. Alo, bună dimineața. Cum ți-ai botezat animăluțul și de ce? Alo, bună dimineața. Ia spune-ne. Pe câinele meu îl cheamă Samson. Are undeva la 80 de kilograme, este un bull mastiv. L-ați trecut la întreținere. Da, l-am trecut. Samson, 80 de kg. Are pagină personalizată de Facebook, are Instagram, bull mastiv Samson. Mamă, dar e vedetă în adevăratul și câți followers are pe Instagram? Acum are undeva la 400, mi se pare. A, 400, bine, deci bine. Sunt da, oameni care n-au atât. Deci Samson, mare influencer, aș putea să spun. Samson te mușcă de pantalon, ăsta fie citatul de acolo, de pe copertă, de pe frontispiciu Facebook-ului. Pe labradorul meu îl cheamă Bănel. Acum 12 ani eram stelist, da. Iar el, nu vreau să dau detalii. Mulțumim Bănel frumos. Alerga foarte mult. Da. Pe câinele meu îl cheamă Jimmy, vine de la o melodie mai veche. Da. Mamă, Jimmy. Iubești fetițele în bikini. Ce? Cel mai tare nume. Augusta Verona a doua. O văcuță născută pe 2 august, vinerea.